Întreaga țară se topește în aceste zile sub razele puternice ale soarelui, fiind anunțate temperaturii caniculare. Hidratarea este extrem de importantă în această perioadă, iar undeva acest lucru se va putea face chiar pe stradă. Municipalitatea pune la dispoziția devenilor, dar și a celor care tranzitează reședința de județ, două containere climatizate unde se oferă apă rece, începând de astăzi, iar din zilele următoare se va putea acorda chiar și un prim ajutor, așa cum prevede legea, pentru persoanele care sunt afectate excesiv de caniculă. Cele două containere achiziționate de municipalitatea din reședința de județ vor fi folosite și în verile următoare. Punctele anticaniculă vor fi deservite de personal al primăriei municipiului Deva și vor fi deschise toată vara atunci când se anunță cod portocaliu sau roșu de temperaturi ridicate. Am avut plăcerea să mă cheme furnizorul de containere, pentru că legea spune că trebuie să asiguri niște containere speciale cu un pat de urgență, că se poate întâmpla că cetățeanului se face rău, trebuie să-l întinzi undeva cu aer condiționat. Deci vom avea două puncte fixe, ele nu vor deranja foarte mult, pentru că la sfârșitul sezonului cald de vară vor fi ridicate și depozitate în anume loc. Și vor rămâne deci, la pe primărie timpul, și exact, anul ele viitor sunt le vom revedea din nou pe stradă. Sunt proiectate de angata, e firmă specializată care le face, așa spune și legea și vrem să o respectăm. Nu mai merge să dai acea sticlă de apă, bine că o dai de pe marginea drumului din caldă. Da. Exact. Măcar să fie rece, dacă nu foarte. Deci, vedeți, să încercăm să rezolvăm și problema asta. Și va fi asta pe tot parcursul acestei vieți. Exact. Deci, când se dă codul roșu, portocaliu, noi vom fi cu angajații noștri. Cele două containere climatizate sunt amplasate lângă spital, la Direcția de Sănătate Publică și în zona pieței, vis-a-vis de Deva Mall, în dreptul bisericii.